concursul de ciclism extrem are loc pe dealul Cocoș, unde vara funcționează un parc special pentru pasionații acestui sport. Ca să ajungă la linia de start, participanții trebuie să urce mai întâi cu telescaunul pe care iarna îl folosesc schiori. Ca și tehnică cum e conceput traseul, e destul de complicat, destul de complex. Față de anul trecut au scos porțiunile mai periculoase, mult mai fluent, mult mai distractiv. Pe traseul de 2 km nu se întrec doar sportivii profesioniști și pasionații de ciclism. O categorie specială este destinată copiilor de minim 13 ani. Am venit aici cu foarte mulți copii, tocmai în speranța să luăm premiile. Traseul este superb. Este un traseu care are multe provocări. Sportul ăsta pentru mine face foarte mare parte din viață. Așa mă recuperez, mă distrez și scap de realitate. Avem 95 de concurenți înscriși, confirmați, nu știu, cred că 93, 2 dintre ei nu au venit, care au fost înscriși online. Traseul este unul de cupă națională, avem a doua etapă aici la Bistrița, prima la Măricel, după aia o să mai fie la Azuga la începutul lui iulie. Competiția de la Bistrița face parte din campionatul național organizat de Federația Română de Ciclism.